Vă rog frumos. Da, nu? Nu vrei? Un minuțel scurt. Ion Țiriac. Așa. A efectuat în cursul weekendului ăsta o gonadă în munții Carpați. Așa. Fără știrea nimănui. Fără aprobări. Firesc? Nu. Ați participat vreodată la o gonadă? Nu. Niciodată? Nu, știu ce înseamnă și nu sunt de acord fără să anunțe și fără să aibă autorizație. Fără discuții. Cine credeți totuși că i-a permis lui, pentru că se știa despre această gonadă și Țiriac a anunțat în zona aia despre gonada respectivă? Da. Banii? Da. Cei din județul respectiv, nu vreau să dau nume, credeți că au închis ochii când au auzit că face Țiriac o gonadă? Da. Banii? Fără discuții. Au fost peste 120 de localnici care au participat la gonadă. Păi, da, da. Credeți că e ușor să organizezi o gonadă? Nu, sunt convins că e destul de greu. Este. În cadrul gonadei respective au participat și oameni de afară. Da, știu. Prieteni de-a domnului. Very high people, I know. Știți engleză? Da, știu. Și engleză și română, ce mai știți? Mai știu câte ceva. E ok. Da, româna oricum o stăpâniți bine, se vede, fără discuții. Și în cazul ăsta vă întreb așa, ar fi fost totuși firesc ca Țiriac să anunțe că vrea normal să facă această gonadă? Normal. Normal trebuia să anunțe și să aibă cât de cât și acceptă autoritățile, chiar dacă autoritățile știu și au închis ochii. Era normal să aibă și acceptul. Ar trebui să primească o amendă pentru gonada respectivă făcută așa cum a fost făcută? Nu cred că va fi cazul în cazul lui. Dar în mod normal. Normal, normal, da. Cât ar trebui să fie amenda pentru gonadă? Nu știu. De ordinul a mii de euro, zeci de mii de euro? Se poate, nu știu. Se poate. Ce profesie aveți? Jurnalist. Jurnalist. Foarte frumos. Numai bine, sănătate, cu drag.